Salut, băieți! Hai să vă prezint un produs care îl folosesc eu de foarte mulți ani. E pentru curățarea geometriei la turbo, la un diesel. Acum o să folosim pe o Panamera de mașină, un Skoda din 2004-2005, 1.9, dar sunt ok motoarele. Produsul vine așa, vine kit, doar soluția sau soluția și pompița aceasta. Toate instrucțiunile cum se face. Vedeți, el are pe etichete A, B și C. Astea sunt stage-urile, step-urile care trebuie făcute prima oară, A, B și C. Și pe spate, dacă dezlipim eticheta asta, o să găsim, sau nu găsim aici în cazul ăsta, nu, aici în cazul ăsta nu găsim pe ăsta instrucțiunile, dar cred că, ia stați așa un pic, da, se află în cutie separată. Bun, aici arată cum performanța lui și aici sunt stepurile 1, 2, 3 și 4. Asta ce înseamnă? Trebuie scos de la filtru de aer și băgat soluție pe acolo, să nu treacă prin debilmetru. Și avem așa, mașina e foarte important, trebuie să fie foarte rece, trebuie să fie rece, adică prima oară, primul step. După aceea, prima oară trebuie să o ținem accelerat între 2200 și 2500, da? Până la soluția numărul, până la soluția A. Vedeți? Adică o să facem în felul următor. Noi în cazul ăsta o să ținem soluția așa și atunci avem aici A. Dacă îl ținem invers, avem A-ul așa. Furtunul ăsta e ca să ții butelia așa. Și dacă o ținem invers, îi scoatem furtunașul acesta. Bun, haideți să-i dăm drumul. Facem presiune. Bun, te duci să o pornești, te rog. Ține o accelerată între 2200 și 2500, te rog. Începe să o ține accelerată, atunci o să începe, da? Deci am consumat prima parte de an. O să urmărim în este bine la stepul următor. La stepul următor zice să o ținem accelerat între la 1800, da? Și să facem toată soluția B. Ține accelerat de la 1800. Oprește, te rog. Bun. Următorul step o să trească să așteptăm 240 de secunde. Deci avem de așteptat circa 4 minute și vă spun sincer, nu primesc niciun ban, nici nu promovez acest produs că nu primesc nimic, n-am niciun interes, mă refer. Dar vă spun din experiență că acest produs chiar dă randament. Nici nu-l vând, eu îl cumpăr la fel ca și voi, după eBay, după Amazon, după orice site sau chiar la magazin de piese auto. Dar să știți că dă randament. Folosesc de foarte mulți ani și pe partea de la geometria de la turbo să știți că dă randament. De multe ori, foarte multe ori, cam 80% din turbo își recapătă viața înapoi. O să așteptăm 4 minute și
să vedeți după aceea. Bun. Ultimul este, trebuie să o ținem accelerată la 2000 de turații până se consumă și cealaltă parte. Dar eu tot timpul, când e aproape de gata, eu tot timpul încep să o accelerez deja, pentru că ultima oară trebuie făcute accelerații între 0 și 2500. Exact ca, ca o balama din aia de la ușă, după ce o ungi, trebuie mișcată. Așa că eu tot timpul după, când mai am foarte puțin produs, o să încep să o accelerez de la 0 la 2500. Bun, pornește și ține-o accelerat de la 2000, te rog. Este posibil să aibă cec la prins în cauza la debitmetru, dar trebuie să se șterge, se pune mașina de aviatorul și se șterge după aceea. Cam asta a fost tot. Acum urmează procesul de accelerare, dezaccelerare, atât pe loc cât și pe șosea. Vă mulțumesc!